Bună dimineața, dragi prieteni! Astăzi vom avea cu siguranță fătarea băluței, pentru că deja are comportament de scroafă care se pregătește de fătare, adună cu gura paie sau ce găsește. La mine nu prea sunt multe paie, nu-mi place să le bag multe paie, pentru că este riscul să se ascundă purcelașul în paie și să-l calce. Este un pic de fân, numai bine cât trebuie. Acesta este comportamentul, ia paie în gură, le freacă de adăpost, își face un mic cuib. Se poate vedea acolo cuibul. Scurmă podeaua cu copita, exact ca și caprele. Deci acesta este comportamentul câteva ore înainte de începerea fătării. După cum am spus, vremea s-a răcit, dar nu-i problemă că o să închid aici geamurile. O să pun ușa la iezi. O să comprim un pic, o să bag și iezii, duții. Iedele o să le bag în boxa mică și țăpișorii în boxa mare, că sunt 5 și ele sunt doar 4. Și peste noapte voi închide ușa mică, geamurile. Voi lăsa doar aceste două geamuri de aerisire. Și cu siguranță se va face un microclimat, pentru că este și gunoi pe jos la capre care emană căldură, pentru că mâine noapte vor fi doar 3 grade în zona noastră, la noapte vor fi 9. Deci acesta este comportamentul scroafelor înainte de fătare. Dea Dumnezeu să fie în ceas bun. Revin cu începerea fătării. Cum începe să aibă dureri? Da. Deja este ora 16 după masa. Să încerc să-i fac o injecție de oxitocină, 5 ml. Sperăm că nu se va agita. Nu prea suportă injecțiile. Când am făcut selevitul, abia l-am făcut. Am reușit, de a făcut injecția. Uitați, aici curge laptele singur. Nu mai este ca data trecută. Doar ce am făcut injecția, am curățit un pic la mameloane, că a scăldat astăzi în noroi. Și cu minte este și ea ca și mama ei, ca și băla. Hai băluță, hai băluță, hai. Fantastic ce curge laptele. Trebuie să fete. Așa trebuie să fie o scroafă. De aceea vreau să țin prăsile din ea cât mai multe. Deci băluța nu se dezminte la blândețe. Vezi mai încet un pic să nu o agit. Dar seama că eu stau aici lângă ea. Trece pe lângă mine, n-are nicio treabă. Foarte bună linie de scroafe din băla. Ați văzut și dumneavoastră câte fătări a avut. Toate au fost cu ea în cocină. Așa și cu băluța acum. Prima fătare la băluța în martie, din păcate, am fost de servici. Știți bine că a fătat 13 și nu au trăit, supraviețuit decât 6 până dimineața, pentru că nu și-a lăsat lapte în nuger, în zătoare. Dar acum, după cum ați văzut, curge laptele singur. Avem o grămăjoară bună de purcei și încă nu a terminat. Ce înseamnă
calitatea scroafei, ce înseamnă hrana bună, ce înseamnă martra cu o săptămână înainte de fântare, lapte are din belșug, ce înseamnă tratamente la zi și cel mai mult și cel mai mult ce înseamnă oxitocina dată în momentul în care încep durerile. Deci pur și simplu de la 17 până la 18 și 20 a fătat 10 purcei și încă mai are. La ora 17 a început fătarea, la ora 19 s-a încheiat. 13 purcelași, din păcate unul mort, unul l-a fătat mort. Acum observ că vrea să elimine placenta. Mai stau un pic să elimine placenta, că de multe ori este posibil să fie și după o placentă mai un purcel sau doi. Din aceștia 12 vii, unul iarăși este mai mic, cred că nu va face față, l-a mai tot pus la țâță. Deci a fătat la fel ca la prima fătare, 13 acum. Mă rog la Dumnezeu să supraviețuiască cât mai mulți până dimineață. Prima noapte și a doua noapte pot să zic că sunt cele mai critice, pentru că ei sunt mici, slăbuți. Ea este grea și o călcătură de picior este fatală, deși ea este foarte cuminte, dar fiind mulți, posibil, Doamne ferește, să mai și calce pe câte unul. Mai ales că nu am bec aici. Acum, ce-o vrea Dumnezeu, aia va fi. Mulțumesc pentru vizionare și mă bucur foarte mult că a trecut și fătarea Băluței. Și Băluța nu s-a dezmințit. A fătat la fel ca prima fătare, 13 bucăți. Mulțumesc încă o dată și o seară bună să aveți!